Salutare tuturor, numele meu este Marcu și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. De data aceasta vă voi spune despre update-ul ce va urma în august, luna aceasta, încă până sâmbătă sau duminică trebuie să se lanseze. Deci dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like dacă vreți să mai continuăm cu seria asta de Brawl Stars. Am înțeles că se bagă brawlerul ăsta nou, 8-bit, mi se pare că se numește, și skin pe Leon. Deci, fraților, în sfârșit se bagă un skin pe Leon, poate o să-l cumpărăm pe un live stream. Vom face un live stream când va apărea acest brawler și poate îl maxăm din prima zi, dar o să fie foarte greu, din câte am înțeles că este foarte low, adică, pardon, nu low, aleargă cel mai încet dintre toți brawlerii, deci hai să ne uităm la clip. Brawl talk. Summer is over. Get back to work. Hello and welcome to Brawl Talk. We've got a quick update for you now that we're back from summer vacation. Spune că o să va fi, da. Că va fi un update. Uitați. Star points. Yes. So the new brawler is called 8-bit. He's a little arcade machine that will run around the battlefield shooting a laser. And he's super tanky. He's quite slow. Zice că este foarte slow, adică merge foarte încet. Și uitați aici, ultimata lui este ca un fel de PM, dar numai că nu-și dă heal, are suc. Și cred că îl face un pic mai mare, exact ca la suc. Dă și cred că mai mult damage și nu cred că aleargă mai rapid, habar n-am. Machines are made of. It's very old, you know. It's very kind of old. But his super is really neat. He's got a turret he can throw on the battlefield, and any brawler on your team within this turret's range gets a damage boost. Da, cum v-am spus, are rage-ul ca lui Colt. Și o să fie la 6000 de trofee. That's the one. So if you're above 6000, you get 8-bit for free. And he's really fun to play. We had a good time. Deci noi o să-l avem din prima. Perfect. You just gotta watch out because Crow is super speedy. Am făcut o glumă, zic că trebuie să fugi de Crow. We've got two skins coming at you. The first is one that has been asking for a long time. Shark Leon. Uitați, Shark Leon, mi se pare că se numește Shark Leon. Coming soon, cred că sau ceva de genul, cred că o să spună. Este Leon, dar numai că are un costum de arechin, da, arechin. Da, putea să fie și mai fain, dar e ok, e pentru Leon, e foarte ok. In addition, we've got one more skin for Ape. Yeah, and it, o să bage și pe, a zis că pe brawlerul nou încă un skin. Dar mi se pare că ăsta e o altă culoare. We've got two star point skins, but first, let's talk about the star point improvements. Uitați, ce vreau să vă spun aici, stai să dau eu puțin așa. Uitați că toată lumea se plângea pentru că nu prea sunt star points-uri foarte multe. Îți dă doar la când se resetează sezonul, dacă ai peste 500 de trofee pe un brawler. Și la rang 10, 15 și 20 mi se pare. Și acum o să-ți dea la mai multe rank-uri, o să-ți dea star points-uri, adică cred că o să-ți dea și la rang 5, 10, s-ar putea, nu știu, sigur. Our feedback about not getting enough star points. So now we add more ranks, which means more star points. And all the information is in the game. So you can just tap on your rank icon and you can see like how many star points we'll get by the end of the season. So a lot more star points. Da, exact ce v-am spus. I know those of you in the hunt for the golden bow might be getting really close, really soon. Finally, let's talk about the star Uitați, points. A zis ceva de Mega Bo ăla cu aur, că cred că se scoate sau nu prea n-am înțeles deloc bine aici. Nu știu. We have a Star Piper skin. Uitați-o pe Star Piper skin. Sau ori s-ar putea să fie skinul lui Piper. Adică skinul când e ea, parcă mai așa, mai, deci că e făcută din plastilină, nu știu cum să spun. Mai așa, mai copil, vedeți? Și înainte era altfel, ori îi dă un remodel sau o
să fie Piper skin, ori cu gemuri, ori cu star pointer, nu știu. Which means if we have a star uitați. Piper skin, și merge altfel. Remodel. Finally, you guys have been asking for months. We've got a Piper remodel coming at you with this brand new skin in the Star Shop. The last skin we have is for Tara, who will also be in the Star Shop. Va mai fi încă un skin pe Tara. Ăsta s-ar putea să fie cu gemuri. Aba nu. Tara in Star Shop, adică o să fie tot cu star points-uri, perfect că noi avem 10.000 și ceva de star points-uri. Deci e ok. Have a name yet? We're still guessing. It might be Aquara Tara. Nobody else likes that name. You really want to. It's just me. No one else likes it. Write it to us in the comments what the name should be and maybe we can make it happen. Ooh, that would be cool. And we just recently announced și aici spune că va fi în America de nu mai știu cum. În America de Sud, mi se pare, un Brawl Stars World în care se duc ăștia care sunt foarte buni la Brawl Stars și nu știu ce câștigă, cum a fost și la Clash Royale în Coreea de Sud. Nu contează. Deci nu prea important ce mai zice pe aici, cam asta zice. Be sure to leave a comment down below and tell us what you want to see in the next update. Da. In addition, if you like... Ok. Deci, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Sper că va urma update-ul cât de curând. Și că, până data viitoare, eu am fost Marco și v-am salutat. Pa, pa!